Salutare și bine v-am regăsit la o nouă poveste. În seara asta vreau să vă citesc o poveste despre un iepuraș pe care îl cheamă Matei. Crăciun fericit, Matei! Vreți să ascultați? Super! Se apropia Crăciunul. Pădurea era acoperită de o mantie groasă de zăpadă, dar familia iepure era bine adăpostită în viziunea ei călduroasă. Tatăl iepure tocmai le povestise copiilor despre Moș Crăciun. Iar acum să recapitulăm. Cum îi place lui Moș Crăciun să fim? I-a întrebat el cu blândețe. Îi place să fim buni, a zis Matei, și să ne ajutăm unii pe alții, a spus Luca, și să împărțim lucrurile cu cei din jur, a adăugat Ana, și să fim atenți și iubitori, a completat Dan, fratele lor mai mare. Văd că ați fost cu toții foarte atenți, a comentat tatăl râzând. Și acum la culcare. Aici era căsuța iepurașilor, iar tata le reamintea cum vrea Moș Crăciun să fie iepurașii. A doua zi, Matei a rămas acasă deoarece afară era foarte frig. Stătea la fereastră împreună cu Nicușor, iepurașul lui de jucărie, și aștepta să se întoarcă restul familiei. Tot uitându-se pe geam, a văzut o pasăre micuță care țopăia și scormonea cu ciocul prin zăpadă. Privește, Nicușor, caută mâncare, dar nu găsește, a zis Matei. Stratul de zăpadă e mult prea gros. Sărmana pasăre! Apoi Matei a mai zărit în apropiere. Câteva păsări aveau penele înfoiate ca să le țină de cald și păreau tare înfometate. Dar iepurașul stătea acolo la el, în căsuță, și a văzut o pasăre care se pare că nu reușea să găsească de mâncare pentru că stratul de zăpadă era foarte gros. Atunci Matei și-a amintit ce le spusese tata cu o seară înainte. Lui Moș Crăciun îi place să ne ajutăm unii pe alții. O să găsești ceva de mâncare pentru păsărele, a zis el. A dat fuga la cămară și s-a uitat bine în jur. A văzut un sac plin de porumb. Păsărilor sigur le-ar plăcea. A ridicat sacul greu de pe raft și l-a dus afară. I-a uitat pe Matei la el în cămară, unde a găsit un sac de porumb. Matei a împrăștiat boabele de porumb sub pinul bătrân, acolo unde stratul de zăpadă nu era prea gros. Acum păsările vor avea destulă mâncare, a zis el. Când a pornit cu sacul gol spre vizuină, a observat niște căprioare. Bietele căprioare, a exclamat Matei, cum să găsesc iarbă sub atâta zăpadă? Și ele au nevoie de ajutorul meu. A luat un braț de fân parfumat și l-a așezat la marginea pădurii. Iau zate pe Matei cu sacul de porumb. Iar apoi s-a întâlnit cu căprioarele. După aceea, Matei s-a gândit și la celelalte animale din pădure. Hrana porcilor mistreți și zăcea adânc îngropată sub omăt, iar veverițelor sigur le va fi greu să-și descroape proviziile ascunse. Da? Se gândește la toate animalele din pădure. Așa că și-a umplut gluga roșie cu mere, morcov și ghindă și s-a întors la pin. Bun, și-a spus el, mama și tata vor fi foarte mândri că le-am ajutat pe animale și Moș Crăciun la fel. Abia aștepta să se întoarcă familia lui acasă. În curând aceștia au revenit la vizuină. Bună, Matei! L-a salutat mama. Ai fost cu minte? Îndată însă mama a observat că ușa de la cămară era deschisă, iar rafturile goale. Matei, a strigat ea, unde a dispărut toată mâncarea? Le-am dat-o animalelor înfometate, s-a bâlbuit iepurașul. Ai înnebunit, s-a răstit Dan, și noi ce o să mâncăm toată iarna? Matei nu se gândise la asta. S-a întors pe tatălui și a spus, ziceai că trebuie să-i ajutăm pe ceilalți și că trebuie să împărțim și să ne iubim unii pe alții. Noi aveam atâtea pe când animalele din pădure nu aveau nimic, așa că... Ochii lui Matei s-au umplut de lacrimi. Se văicărea Ana. Matei ne-a lăsat fără mâncare. Acum o să murim de foame. Irina, foame, scâncea surioara lor. Ce prostă nac, a bombănit Luca. Nu mai vorbiți așa, i-a certat tatăl. Matei a vrut să facă un bine și are dreptate. Avea multe în vreme ce alte animale nu aveau mai nimic. Așa că le-am părțit din hrana noastră, dar nu vă îngrijorați, nu vom muri de foame. Așa e, a întărit mama, lucrurile puteau fi mult mai rele. Dacă suntem chipzuiți, mâncarea ne va ajunge până la primăvară.
Important e să ne iubim și să ne ajutăm reciproc. Toată lumea promite să facă asta? Promitem, au răspuns cu toții în cor. Timpul a trecut și se apropia Crăciunul. Cu toții aveau grijă să nu risipească mâncarea. Uneori Matei nici nu mânca tot la cină. Ducea ultimele bucățele rămase la pinul din pădure și le împrăștia pe jos. Nu voia ca animalele să creadă că uitase de ele. Și iată că a sosit ajunul Crăciunului. Familia iepure împotrivea pradul când s-a auzit un ciocănit puternic în ușă. Cine putea fi? E Moș Crăciun? A șoptit Ana. Matei spera că e el, așa că a fugit la ușă. Dar când a deschis-o, a văzut afară păsări, căprioare și porci mistreți. Una dintre păsările a ciripit. Matei, dragul nostru prieten, îți suntem atât de recunoscători că ne-ai ajutat încât vrem să-ți facem un cadou de Crăciun. I-a întins o rămurică plină cu fructe de pădure. La avară, noi, păsărelele, îți vom arăta unde cresc cele mai dulci fructe, iar tu vei putea să culegi cât te poftești. I-a promis ea. Ia uitați pe toți prietenii din pădure pe care i-a ajutat, care vin să-i dăruiască ceva de Crăciun. Una dintre căprioare i-a întins lui Matei un snop mic de grâu. Noi căprioarele te vom duce pe niște câmpuri pline de grâu bogat. Veverițele i-au adus niște ciuperci. Noi, veverițele, te vom conduce acolo unde se află cele mai mari ciuperci din pădure, i-au zis ele. Apoi un porc mistreț a pus la picioarele lui câțiva morcovi și un măr, zicându-i, iar noi, porcii mistreți, știm unde poți găsi cele mai zemoase mere și cei mai mari morcovi, a grohăit el. Crăciun fericit, Matei i-a urat în cor toate animalele, după care s-au retras în liniște în pădure. Ia priviți ce au adus prietenii mei, a strigat Matei familiei sale. Împreună au dus cadourile în casă și le-au așezat sub brad. Arată delicios, a exclamat Matei. Mama zâmbea. Acum am suficient de mere și fructe de pădure pentru plăcinta de Crăciun, a zis ea. Irina, foame! A scâncit Mezina. Încearcă asta, micuță Irina, a zis Matei băgându-i în gură un fruct de pădure. La vară o să primești mult mai multe. Prietenii mei îmi vor arăta unde cresc toate minunățile astea. Și vom avea atâta mâncare încât o vom împărți din nou cu animalele. Iarna viitoare nimănui nu-i va mai fi foame, a promis mama. Apoi s-au îmbrățișat cu toții și au strigat. Crăciun fericit tuturor! Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea mea cu Matei, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!